găsit, dragi telespectatori, la emisiunea Pagini de Lumină. Cu toții cunoaștem vorba aceea, teoria ca teoria, dar practica te omoară. Astăzi avem la rând de discutat despre sfaturile Apostolului Petru. Petru este un profesor foarte bun. După ce ne spune teoria, ne ajută să înțelegem practic ce înseamnă cele pe care tocmai ni le-a spus. Ei bine, astăzi acest lucru vom face. Vom încerca să traducem foarte practic sfaturile Apostolului Petru. Alături de mine se află Alin Ispas. Bine ai venit, Alin! Bine v-am găsit! Vreau să te întreb ceva. După ce omul l-a cunoscut pe Dumnezeu, a ales să fie, ca inima să-i fie curățită, să fie un om special, cum arată viața lui? Cum ar trebui să arate viața lui? Pentru că aceste două lucruri ne duc la sfatul lui Petru, care spune să vă iubiți semenii. Cu o dragoste neprefăcută. Atunci când se încearcă pregătirea unei prăjituri în bucătărie, în proces, bucătăria arată ca un dezastru. Cu siguranță. Atunci când se face o operație, în timpul operației, sala arată ca și când acolo ar fi avut loc un masacru. Când se lasează o rachetă spre orbită, în marea majoritate a timpului, ea își corectează traseul și astfel, din corectare în corectare, ajunge la țintă. Când îl cunoști pe Creator, când îți găsești sensul, când îți găsești deceul, abia începe munca. Îți suflești mânecile. De asta avem și îndemnuri. De asta liderii creștini, unul dintre ei fiind Petru, despre care discutăm, au scris, au învățat. Nu pentru că oamenii n-ar mai fi auzit, nu pentru că n-am ști ce e bine și ce e rău, ci pentru că uităm. Și pentru că avem de-a face cu forțe mai puternice decât noi atunci când vrem să ne îndreptăm. Se pare că forța aceasta gravitațională, spirituală, care ne determină să rămânem acolo unde suntem, în termenii dezvoltării personale, în zona de confort, ne împiedică să ne amintim de chemarea pe care o avem, de a fi tot ce putem fi mai bun și de a aduce, până la urmă, satisfacție Creatorului. Adică vrei să-mi transmiți cumva că viața omului care l-a cunoscut pe Dumnezeu și a ales în mod rațional să stea de partea lui, este posibil să arate dezastros? Cu cât te apropii de ideal, cu atât îți dai seama că ești departe de el. Asta se întâmplă, dacă vreți, în orice aspect în care este nevoie de, să zicem, chiar și în sporturile de performanță, și în orice aspect unde se dă dovadă de excelență. Ca să ajungi la excelență, te confrunți cu limitele umane. Nimeni nu cântă la vioară sau la pian sau la vocal perfect din prima și nimeni n-am auzit să fi fost, chiar dacă a fost geniu, din prima. De pildă, Mozart, ca geniu, nu este recomandat de o sclipire care l-a făcut să plutească pe deasupra tuturor fără efort, ci este recomandat de efortul insistent și intenționat pe care îl depunea și asta se vede și astăzi. Sunt mulți care cântă la fel de, sau care ar putea să compună sau să cânte, nu se mai compune ca pe vremea aceea, dar oricum să interpreteze ca un Mozart, însă nu dau dovadă, poate, de disciplina pe care el o are. Exact. Dar este un element de speranță aici pe care îl surprind. Mă uit la un copilaș care învață, începe să învețe muzică. Să luăm de exemplu, învață să cânte la pian. Să muncească pentru a ajunge și el să facă acest lucru frumos, această artă, de fapt. Poate nu neapărat compozitor, doar interpret. Și acest copilaș, la început, când cântă o piesă ușurică, vai, ce bun sunt! După care descoperă noi nuanțe ale muzicii, piese mai dificile și se pare mai greu. Dar totuși, cu fiecare pas pe care îl face mai departe, deși este greu, îi se dovedește că se poate. Da, și momentul acesta este speranța care îi dă putere să meargă mai departe, chiar dacă este doar un copilaș. Am reușit. Greutatea nu constă în amploarea piesei și a task-ului, a sarcinii pe care o ai de îndeplinit, ci greutatea
constă în nevoia de a-ți aduce nivelul de concentrare la scara optimă ca să poți să dai pe fața acel efort. Practic, greutatea nu este în fața ta, ci greutatea este înăuntrul tău, de a te mobiliza, de a te concentra și de a reveni asupra aceleași bucăți. Pentru că, apropo de învățat, o partitură, artiștii de performanță nu fac o alergătură, un maraton prin piesă și cu totul, cu grămada, ci se concentrează pe bucăți mici și le repetă insistent, le repetă când nu ies perfect. Intenționat. Uh-huh. Bucăți mici, intenționat. Hai să ne întoarcem la Apostolul Petru și la sfaturile lui, care mie mi se par foarte provocatoare. Este vorba de primul verset din capitolul numărul 2 din 1 Petru. Spune așa: lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefecătorie, de invidie și de bârfă. Ce înseamnă dar? De ce este acest cuvânt aici? Ce ne transmite? Și apoi vom încerca să vedem culorile acestei viețuiri diferite la care ne provoacă Petru. Da, chiar citeam azi dimineață, în momentul în care intri în dialog cu divinitatea, înainte să-ți dea o veste bună, te judecă și dă pe față ce trebuie să schimbi. Asta s-a întâmplat cu primii părinți, conform raportului biblic din Geneza, pe care îl consider credibil. Uh-huh. Înainte să le spună despre sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui, Protoevanghelia din Geneza 3:15, uh-huh, el a pronunțat sentința. A făcut-o, că asta se întâmplă practic, când i-a chemat: Adame, unde ești? Și a luat la întrebări, practic a făcut o cercetare de investigare. Da? Și fiecăruia i-a dat sentința. A apărut acolo, evident, aruncarea vinei pe celălalt. Înainte de a le da vestea bună, le-a spus că stau rău și le-a dat o sentință și a venit judecata. Practic avem acolo sacrificarea unui animal care reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Ei își făcuseră haine din smochin. Și care suferea din cauza greșelilor. Sigur, pentru că asta de fapt era natura, semnificația. Toată natura suspină, spune Apostolul Pavel, în așteptarea răscumpărării, în Romani capitolul 8. Uh-huh. Întorcându-ne la Petru, același tipar. Înainte ca să... Pentru că se vorbește aici despre Evanghelie, la sfârșitul versetului 25 din primul capitol, cuvântul Domnului rămâne în veac și acesta este cuvântul care va fost vestit prin Evanghelie. Și acum zice, lepădați deci orice răutate, pentru că vine Evanghelia ca pregătire pentru lucrurile bune pe care Evanghelia vrea să le aducă în viața voastră. Asta e vestea bună, că Evanghelia te schimbă. Dacă îți băteai nevasta, acum poți să o iubești. Dacă erai pregătit de divorț și vedem rata divorțurilor, acum poți să te schimbi pe tine și să nu mai aștepți la celălalt. Dacă furai, poți să nu mai furi. Asta este practic Evanghelia și orice societate sănătoasă are principiile biblice în ea și se datorează. Dar înainte ca ea să vină această veste bună a unei societăți, a unei familii, a unui individ schimbat, uh-huh, în sens invers am luat-o, trebuie mai întâi să vină judecata, adică să te confrunți cu realitatea. Și, adică să-ți dai seama cine ești, să ți se definească realitatea în culorile cele mai vii, în așa fel încât să știi de unde te afli. Am citit un lucru interesant și aș vrea să-l subliniez aici. La un moment dat se spune că atunci când ajungi cel mai jos, nu ai unde să te mai duci decât în sus. Da, ideea este să-ți dai seama că ai ajuns jos și să nu dai vina pe împrejurări. Că sunt mulți oameni care sunt jos și dau vina pe alții și nu se ridică. Să conștientizezi. Da. N-aș spune însă, ca să revin la afirmația de mai înainte, că trebuie să-ți dai seama cine ești. Pentru că tu nu ești rău sau defect din naștere. Tu ești coroana creațiunii. Ci mai degrabă aici Apostolul Petru vine și îți arată ce ai devenit în urma abaterii de la normă și în urma unor obiceiuri dăunătoare. Pentru că aș vrea puțin să discutăm despre această știință a schimbării obiceiurilor în contextul Evangheliei. Uh-huh. Și asta cred eu că are Petru în minte, să le arate direcția către care se îndreaptă. Practic, greutatea, vicleșugul, minciuna,
bârfa, acestea nu cred că le erau străine. Cum nu sunt străine nici de societatea actuală. Nu. Din nefericire sunt actuale și azi. Și vezi că aici este să nu negi existența lor. Dom'le, totul e în regulă. Suntem bine. Cine vorbește, zice cineva de corupție? Nu există. Asta este o demagogie. Nu există corupție. Hai să mai încetăm cu astea. Dom'le, declarația Bibliei este că toți am ajuns ca niște necurați. Și istoria ne arată că oricât ar încerca omul să fardeze, tot dă faliment. Oricât s-ar bucura de progres. Sunt probleme morale care nu se rezolvă dacă le ascunzi. Dacă e ca și acel copil care crede că dacă pune mâinile la ochi, tu nu-l vezi. Tu poți să zici ce vrei. Istoria de mii de ani arată că natura umană este puternic îndatorată și înfrumusețată de Creator, dar în același timp este și puternic pervertită. Este această luptă. Ori nu poți să ai acces la vestea bună și la o viață nouă până când nu lepezi. Da, vom merge puțin mai departe și probabil că aici o să vorbești mai mult despre ceea ce ai vrut tu să vorbești, despre schimbarea obiceiurilor. Eu cred că Dumnezeu are putere în viața omului prin își manifestă puterea prin obiceiuri, în mod special. Și mai departe, Petru spune că trebuie să lepădăm ceva, să înlăturăm ceva din viața noastră, dar în același timp să și umplem cu altceva golul acela rămas, pentru că așa suntem noi, ființele umane, ca niște recipiente care nu pot să fie goale niciodată. Da. Atunci când am înlăturat ceva, și este foarte fizic lucrul acesta, și tu poți să ne vorbești mai mult despre obiceiuri din acest punct de vedere, când înlături un obicei sau îți dorești cel puțin să înlături un obicei negativ, cum faci ca acel obicei negativ să nu fie înlocuit cu altele tot negative? Păi, în primul rând, este nevoie să ne raportăm la modele. Dacă modelele tale nu te duc mai bine decât ești tu, e clar că nu trebuie să le urmezi, exemplu. Trebuie să te uiți la urmă. De asta și în Scriptură și, în general, oamenii înțelepți în viață se uită la rezultate. Bun, tu zici că ai făcut asta, dar unde te duce asta? Și în societatea noastră se caută rezultatele. Deci, ca să răspund la prima întrebare, cred că trebuie să te uiți la rezultatele modelului care îți propune un anumit obicei. Degeaba te uiți la acel bărbat arătos care fumează Marlboro, care moare de cancer după ani de zile. Și, și puțin știu lucrul acesta, se uită doar la faptul că el fumează Marlboro. Știu, dar asta e o altă discuție. Se pare că avertismentele acestea, tutunul dăunează grav sănătății, se pare și studiile arată că mai rău îi instigă, mai rău îi determină pe oamenii să continue în obiceiul lor. Dar asta este o altă discuție. Aș vrea să spun vis-a-vis de... Nu-i ceva foarte ciudat ce s-a întâmplat mai devreme, însă am intrat într-un magazin și o doamnă a venit foarte grăbită și a scos repede bani din geantă. Îmi permiteți, doamnă, să-mi iau un pachet de țigări? Arăta foarte bine, era o doamnă respectabilă. Zic, da, doamnă, nu prea mi-ar fi picat bine să-i spun da, dar din respect pentru dânsa ca om, am spus ok, luați-vă un pachet de țigări. A dat destui bani pe un pachet de țigări și a plecat la fel de grăbită, probabil pentru că era nevoie de nicotină ca să-și liniștească. Sau se grăbea în altă parte, da. Da, este posibil și acest lucru. E bine, aici avem de-a face cu obiceiuri și ca să intrăm puțin în discuție, știința care studiază creierul s-a axat mai mult pe neuroni. Însă studiile recente arată că, într-adevăr, substanța albă, care este formată din celule de suport, oligodendrocitele și astrocitele, plus mielina, formează mai mult de 50% din creier. Uh-huh. Ei bine, asta înseamnă că ar trebui să li se acorde mai multă atenție. Cu atât mai mult cu cât s-a descoperit rolul extrem de important al mielinei în procesele care au loc în creierul nostru. Și am să explic lucrul acesta. Sunt patru principii ale mielinei, însă înainte să intru în ele, vreau să vorbesc puțin despre efectele ei. Cu cât mai multă mielină este pe un axon, deci mielina este teaca ce înfășoară axonul. Iar axonul este corpul care leagă doi neuroni, da? Bun. Sau care merge spre dendritele care leagă doi neuroni.
Ei bine, cu cât această teacă este mai groasă, cu atât viteza de transmitere a semnalelor este mai mare. Ea poate să ajungă până la 100 de ori mai mare în funcție de grosimea mielinei. Pe lângă aceasta, și timpul de așteptare în transmiterea unui semnal scade cu un factor de 30. Aceste două elemente amplifică, de fapt, capacitatea de procesare a informației cu până la 3000 de ori. Bun, scuze-mă, ce influențează grosimea tăcii de mielin? Este parte din ceea ce aveam să spun, cele patru principii. Vreau să spun că aceste informații care circulă cu până la de 3000 de ori mai mult formează o adevărată rețea de bandă largă, broadband. Deci asta în funcție de mielină. Și acum ea are și capacitatea de a regla viteza de transmitere. E foarte important deoarece neuronii sunt binari. 0-1. Fie declanșează, fie nu. Dacă stimulul, curentul electric ajunge mai târziu decât trebuie și nu se sincronizează, nu se declanșează obiceiul. Nu se declanșează informația, talentul. Și nu se pune în evidență. De aceea sunt patru principii ale mielinei. 1. Este vitală declanșarea circuitului. Mielina, practic, nu este construită ca să răspundă la dorințele slabe. Aș vrea și eu să mă schimb. Și mi-au și o dorință la început de an că aș vrea să renunț la țigări. Și trebuie să fie o nevoie disperată de schimbare. E o nevoie disperată sau inspirată? E nevoie să fii disperat sau inspirat? Uh-huh. Nu răspunde la dorințele slabe sau la ideile vagi sau la informația care doar spală creierul, cred, cum o baie călduță. Dom'le, eu am toate informațiile și tot nu mă schimb. Este totuși, nevoie. Așa se explică, scuze-mă, așa se explică de ce unii oameni, atunci când ajung în pragul disperării, schimbă radical viața. Da. În mod pozitiv, evident. Nu toți. Unii dintre ei. Și nu e de dorit să ajungi acolo. Alt lucru aici, la faptul că, la primul principiu, că declanșarea circuitului e vitală. Mecanismul de transmitere a obiceiurilor prin legăturile neuronale este construit să răspundă la acțiune. Adică este nevoie de repetiție urgentă. Nu la dorințe. Mi-aș dori să nu mai fumez. Mi-aș dori să scriu mai adică, frumos. De exemplu, cum să renunțăm la invidie și bârfă, de exemplu? Hai să luăm un ajungem exemplu imediat. Foarte practic. Nu pot doar să anticipez spunând că nu renunți la ele luptându-te cu ele. Nu mai vreau să mai fac. Ci este un alt foarte element. Interesant ce spui tu. Cum adică? Aici. Nu le conștientizezi și lupți împotriva obiceiurilor rele? Conștientizarea, ai spus un cuvânt cheie, este extrem de importantă, dar nu atât. După ce ai conștientizat-o, trebuie să faci altceva. Ne întoarcem. Practica profundă este asistată de atingerea unei stări primare de atenție. Practic, o foame, o concentrare și chiar o disperare. Asta este practica profundă. Te face să ajungi la foame, la disperare. Îți creează acel elan. Cu cât practici mai profund ceea ce faci. Este primul principiu. Declanșarea circuitului este vitală. 2. Mielina este universală. Asta înseamnă că mielina nu știe dacă este folosită pentru obiceiuri bune sau rele. Ea este meritocratică, corect. Adică circuitele care declanșează capătă și mai multă izolație, teacă de mielină. Și mielinei, practic, nu-i pasă cine ești, ci-i pasă ce faci. Adică, din nefericire, mielina te ajută să devii mai invidios și mai răutăcios și tot mielina te poate ajuta să devii mai bun, corect. Și mai... Ea doar se supune. Cui se supune? Voinței. Voinței. Și al treilea principiu, mielina nu se mai desface. Vreau să reținem lucrul acesta. Ca un drum cu sens unic, așa aș vrea să vedem formarea obiceiurilor, mielina se dezvoltă într-o singură direcție. Ea se desface doar în două cazuri. Fie afectarea creierului printr-o boală, fie moarte. Deci nu avem. Dar mielina, odată formată pe neuron, nu se mai desface. Odată izolată o sinapsă, ea nu se mai poate strica decât așa cum am spus în cele două cazuri. Acesta este motivul pentru care obiceiurile se schimbă atât de greu. Este cât se poate de fiziologic. Singurul mod însă de a le schimba, și aici este vestea bună, că se pot schimba. Aici vreau să ajung mai repede. Singurul mod de a schimba obiceiurile este să construiesc noi legături neuronale. Să sudez, dacă vreți, axonii cu noi teci de mielină. Am o întrebare. Am o întrebare. Ce facem în momentul în care 40-50 de ani am dus o viață de obiceiuri rele, greșite? Obiceiuri fie bârfă, fie alcool, fie o viață în care gura a vorbit fără noi și așa mai departe.
cum facem noi să schimbăm viața la 50 de ani, de exemplu, când deja tecile de mielină sunt foarte zdravene bine, acolo? Asta este al patrulea principiu. Vârsta contează. Mielina se secretă în organism și ea vine în valuri până spre vârsta de 40 de ani. Asta înseamnă că avem mari șanse să ne formăm obiceiuri, bune sau rele, până în jur de 40 de ani. După 40 de ani, lucrurile se așează și valurile de mielină se micșorează. Mai avem vreo speranță atunci? Avem. Însă vreau să înțelegem bine procesul. Continuăm să avem un plus de mielină până în jurul vârstei de 50 de ani, după care 5% din oligocite rămân imature, gata să se dezvolte. Practic, după 50 de ani, mai avem 5% din oligocite, din celule de suport, capabile să ne formăm obiceiuri noi. Ceea ce vreau să ofer ca un bonus, nu putem să epuizăm subiectul, este, de exemplu, cazul alcoolicilor anonimi, care au tratat așa neoficial peste 25 de milioane de alcoolici și peste 10 milioane au reușit să scape de alcool. Ceea ce este interesant este că, deși ei nu au bază științifică, au 12 principii și pun accentul foarte mult pe identificarea uneia dintre cele trei componente ale obiceiului. Și anume, sunt trei elemente. Primul este stimulul, să-ți dai seama, și sunt 5 stimuli. Timpul, locul, mai multe, nu le am acum. Sunt 5 stimuli care declanșează un obicei. Până când nu-ți dai seama care e stimulul, deja îl vei face obiceiul. Ei te ajută să identifici în alcoolici anonimi care sunt, și te ajută să scrii care sunt momentele în care simți nevoia să bei alcool. Și majoritatea dintre ei, asta este și sunt celelalte două elemente, majoritatea dintre ei recunosc că ei nu beau alcool că le place să se simtă rău a doua zi dimineața sau să-și bate nevoia. Nu, ei consumă. Și asta e valabil la orice obicei, datorită recompensei pe care o primesc. Și avem cele trei elementele unui obicei. Stimulul, rutina, obiceiul practic, propriu-zis, și recompensa. Practic, ca să poți schimba un obicei, trebuie să identifici stimulul, să păstrezi recompensa și să schimbi rutina. E simplu. Adică, hai să fiu foarte practic. Dar, de exemplu, asta, chiar și dacă ai după 50 de ani, vreau să spun asta și apoi răspund la întrebările tale, este nevoie și de un grup de suport. Iar alcoolicii anonimi au și aspectul profund spiritual, ei cred în Dumnezeu și că el poate să-i ajute. Ideea este, chiar dacă nu crezi în Dumnezeu, trebuie să crezi că poți. Să ai această credință, că tu poți să dai rezultate mai bune. Cred că ei folosesc ideea aceasta să ai credință într-o ființă superioară. Astăzi. Nu neapărat că îl cheamă Dumnezeu, că unii nu sunt credincioși. Însă acea ființă superioară se interesează și își manifestă puterea în viața ta. Da. Voiam să te întreb, să-mi dai un exemplu foarte practic, să mă ajuți să înțeleg și să transmitem și telespectatorilor cum poate un... Am luat alcoolicii, dar nu neapărat alcoolicii, pentru că și bârfa, de exemplu, este un obicei la fel de rău și de dăunător. Da. Cum faci? Hai să luăm bârfa, de exemplu. Cum faci dacă ai bârfit o viață întreagă, poate 30-40 de ani? Și la un moment dat, nu mai puțin, cum îți păstrezi recompensa? Pentru că tu ai spus că e vorba de stimul, despre obicei în sine și despre recompensă. Da. Ce ți-aduce bun un obicei și poți să păstrezi având un alt obicei? Păi simplu, trebuie să vezi mai întâi ce urmărești atunci când bârfești. De cele mai multe ori este un boost al stimei de sine. Când bârfim pe alții, ne considerăm noi în control, mai ne buni. Considerăm noi mai buni. Deci e clar că noi urmărim să avem să ieșim în evidență și să ne simțim mai bine. Trebuie văzută altă metodă de a ajunge la acest rezultat fără să practic îi afectăm pe ceilalți. Și de asemenea, trebuie să vezi stimulul. În ce momente ești, dacă ești tentat să bârfești. Ești anumite persoane care te duc în bârfă, poate oboseala, poate anumite medii, poate bârfești la o cafea, poate bârfești în fața televizorului, mai știu eu. Asta o bârfă. Sunt multe aspecte care trebuie luate în considerare când trebuie să fugi de un obicei rău, care îți face și ție rău și pe termen scurt și pe termen lung și celor cu care te întovărășești. Repet, nu trebuie să fugi de obiceiul rău ca să scapi de el, ci trebuie să fugi către un obicei bun, care nu face rău celorlalți și nici ție, și care te ajută să ajungi la aceeași recompensă. A fost un subiect foarte important. Există șanse și aș vrea să mai răspunzi la o singură întrebare, Alin. Tu ai spus că există șanse, există speranță, chiar și după 50 de ani, când mielina nu se mai secretă și nu se decât mai... Decât 5% din oligocii. Foarte puțin. Da. Care este speranța după vârsta aceea? Există un sistem
care se cheamă Psihologie Pozitivă. Eu nu aș merge 100% pe mâna ei, cred în scriptură, dar eu cred și în puterea vizualizării, capacitatea de a îți imagina rezultatele pe care le vrei în viața ta și mintea ta să o lași acolo, afirmațiile pozitive, eu sunt puternic, eu sunt binecuvântat, eu sunt un om, nu să zici eu sunt un nenorocit, eu sunt un depravat, eu sunt un stricat, eu sunt un ratat. Cu cât spui mai mult, cu atât se repetă. Și de asemenea, cred în puterea comunității. Ceea ce mi se pare cel mai greu, să găsești o comunitate de oameni care să nu te judece, să te ierte ori de câte ori așa cum în bară, ești. Pentru că și ei se luptă cu aceleași păcate, probleme, lupte, și să te susțină, necondiționat. Astea trei elemente le-aș spune eu, tehnici psihologice și împreună cu ele și o comunitate, dar bineînțeles și credința într-un Dumnezeu viu. Mulțumesc din suflet, Alin. A fost un subiect foarte important, însă nu-l putem termina nici în câteva ore, din nefericire. Însă există speranță. Chiar și după 40-50 de ani, când organismul pare să nu prea ne mai ajută, există încă metode prin care Dumnezeu ne poate da izbândă. Vă doresc putere ca să luați deciziile corecte, să lăsați deoparte lucrurile care vă fac viața urâtă și să primiți bucuria, lumina și pacea care vă pot oferi o viață de calitate în continuare. Să aveți o zi plină de lumină în continuare.